Vă salut, stimați apicultori, prieteni, bine ați venit la un nou interviu. Astăzi l-avem invitat pe Reguș Nicolae, care este și unul din cei mai buni prieteni ai mei. Practic suntem ambii începători. Practic, da. Bine ai venit! Salut! Ești gata? Da, davai, să încep. Așa, deci prima întrebare este, de ce apicultura? Ah, de ce apicultura? Ei, apicultor, nu m-am gândit eu că să ajung vreodată, sau cel puțin nivelul la care sunt eu, nu pot să-l numesc, sunt un apicultor, sunt un începător sau un amator, dar aș spune că am văzut prima dată un apicultor bun în 2015, până atunci mai auzam de apicultură, dar atunci am văzut cineva real care se ocupă, care are un venit constant din asta, trăiește din asta și în satul cel în care mă aflam eu, foarte mulți oameni practicau asta. Și atunci avem o dorință, aș fi ceva fain să încep și eu, tânăr, am potențial, am dorință, doar că problema care era atunci, nu avem bani, n-am putut să încep, cu timpul am uitat cumva, dar în 2020 am cumpărat primele familii de albini și am pus mica mea presac pe roate. Bravo! A doua întrebare. Ai fost motivat de cineva să începi? Aș spune că nu că am fost motivat, nu ne-a spus direct cu cuvinte hai începe, dar faptul cum am văzut eu la omul acela, la prietenul acela meu, am văzut cum el creștea, cum lucra din asta, cum asta i-a dus un venit, știi, și cumva m-am gândit ca o motivație personală, aș putea spun că a fost, că aș putea să fac ceva pentru mine, ca să am pe viitor un venit. Atunci m-am gândit în felul ăsta. Cât timp a luat de când este dorința și a devenit realitate, tu ai stupina acasă? Dacă aș spune că din nou în 2020 ne-am adus din nou, cumva am avut din nou dorința asta, cam în perioada asta cam o lună a luat ca să cumpăr primele familii de albine. Dar dacă ținând cont că în 2015 am văzut la om și el, am avut dorință, cam o luat cam 5 ani. Aha. Următoarea întrebare. Ai cumpărat primele familii, da? Ele sunt acasă și întrebarea este cum a fost pentru tine, cum tu te-ai simțit? Mă, sigur că deja ținând cont că avem primele familii, am avut dorința, primul lucru e că am realizat, am împlinit un vis care îl avem. Apoi am simțit o responsabilitate din cauza că avem deja un job care l-am totdeauna, știi? Am simțit o responsabilitate că trebuie să acord atenție sporit și albinilor. Nu le pot, pur și simplu, îndu-s acasă și hai, poftim, stați aici și eu să vin la anul, să scot mierea. Sau o trebuit să mă focusez și la albini. Fain. Și o întrebare. Care au fost primele tale lucrări în stăpână când ai luat deja? Am cumpărat albinile, le-am dus acasă. Deci era noapte deja. A doua zi, lucrările care le-am făcut, din cauza că un stup, o familie de albini se pregătea pentru roire, chiar era foarte puternic, o trebuie să fac un roi. Primul lucru, am făcut un roi cu un prieten de-a meu, nu prea știam cum, dar el mai avea albini și el m-a ajutat să fac primul roi. Eu cred că acopăr și următoarea întrebare este, care au fost primele tăi provocări? Da, asta a fost o provocare și este o provocare în a înțelege mai bine acest lucru. Apoi o provocare care o am și acum e, aș spune, teama de țăpătorile de albini. Nu e o teamă, dar cumva totdeauna sunt focusat la asta și provocarea e să mă învăț să lucrez fără mânuși. Asta practic acum cel mai mult. Întrebare. Este grea apicultura? Dacă este grea apicultura. Apicultura e grea atunci când nu cunoști, știi? E greu când, da, așa am mai auzit și alți apicultori, când nu știi cum să tratezi anumite boli, când nu știi unele proceduri care trebuie sau unele tratamente, cum să le faci corect, când ești la un nivel de începător,
Aș spune că sunt provocări și este ceva care trebuie studiat, nu e pur și simplu oricine poate. Trebuie studiat ca și orice alt domeniu din viața noastră și asta trebuie studiat și de văzut ce și cum de făcut. Mulțumesc. Probabil ai și răspuns la întrebarea următoare, dar dacă mai sunt unele frici și ce e legat de stăpână? Aș spune că din cauza că ăsta e primul meu an, e prima mea iarnă de când am început, frica cea mai mare e să moară toate albinele. N-ar trebui, după mine n-ar trebui, pentru că am făcut, parcă tot am făcut bine, am pregătit foarte bine de iarnat, dar asta e, vedem. Frica cum, da. De a nu a iernat. Da, da, frica de a nu depăși asta. Asta e frica fiecărui apicultor. O întrebare. În acest an de apicultură, ce ai învățat tu cel mai mult? Ce am învățat cel mai mult în acest an? În primul rând, aș spune că sunt unele practici cum să îngrijesc de stupi. Cele mai simple lucruri le-am învățat. Să am grijă de stupina mea, apoi chiar să fac un roi am învățat deja. Chiar aș spune cum să pun o familie la iernat. Sunt niște practici care până acum nu avem nicio idee despre dânsele, dar făcând anul ăsta prima dată, punând stupurile și familia la iernat, am învățat cum să fac. Astea sunt unele lucruri care acum mi le vin în minte. Mulțumesc. Următoarea întrebare este dacă ai un mentor în domeniul apiculturii. Am cineva care ar spune că am, poate nu e atât, nu consider că e un mentor, pentru că nici nu l-am rugat să-mi fie un mentor, dar aș vrea el să-mi fie mentorul meu. E un prieten foarte priceput, iscusit în arta aceasta și da, probabil aș putea spune că am cineva care că nu știu ce să fac, sun și întreb. Mie mi-a plăcut cum ai spus tu, artă. Da. E o artă bună, apicultura. Și ultima întrebare. Încurajezi apicultura? Dacă da, de ce? Sau dacă nu, tot de ce nu o încurajezi? Da, cred că niciodată nu o să fie, nu m-am gândit în felul ăsta, hai, nu o să ajut pe nimeni să fac din cauza că asta cumva aș vrea pe viitor să fie un business a meu și să-mi aducă un venit. Nu m-am gândit din cauza asta, niciodată nu o să fie apicultor prea mult sau prea puțin. Încurajez orice categorie de vârstă, tineri, oameni în vârstă, adulți. Adică la moment trebuie în primul rând să ai și o pasiune, cred, și totodată când o să crești, nu cred că vrei să te apuci să faci apicultură doar din cauza pasiunii, pentru că o să vrei, personal spun, eu am fac asta și dintr-o pasiune, dar vreau ca pe viitor asta să fie și o sursă de venit pentru familia mea, pentru copiii noștri, deși nu, da. Mulțumesc. Deci astea au fost întrebările, da, foarte repede, dar mulțumesc frumos că ai acceptat să facem acest mic interviu. Prieteni, după cum ați auzit și la prietenul meu Nicolae sau Colea, este important să ai și pasiune de apicultură, nu doar să vezi ca business, ca un venit, deși apicultura este un venit. Da. Este un lucru profitabil, doar acei care sunt zgârciți o să spună că nu. Mulțumesc că ați vizionat acest interviu. Ceea ce v-aș ruga este să vă abonați la canal, să aprindeți clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când voi posta. Cu voi a fost Vanoc Manole, prietenul meu Nicolae. Vă dorim sănătate, pace și numai bucurii. Domnul să vă binecuvânteze. Pa, pa. Pa, pa, prieteni.